Cabinetul de ministri a votat niște modificări la lege care vor permite conducătorilor auto să nu mai dețină la ei permisele de conducere. Decizia a fost luată pe data de 24 noiembrie. Prin modernizarea calității serviciilor publice, conducătorii auto nu vor mai fi obligați să dețină asupra lor carnetele de conducere. Ei vor putea fi identificați de ofițerii de patrulare în regim digital. Modificările menționate prevăd modernizarea și sporirea calității serviciilor publice prin digitizarea serviciului, reducerea numărului actelor necesare la perfectarea actelor de a conduce vehicule și excluderea obligativității deținerii asupra lor a permisului de conducere în traficul național.